Deputatul Alin Văcaru nu s-a sfiat să declare că sunt foști colegi din PSD ori de la alte partide, chiar și primari care și-ar dori să-i se alăture în noul partid. Acesta încă nu a fost înființat oficial, însă mulți dintre doritori stau în umbră de teama de a nu rămâne fără funcțiile pe care le ocupă acum. Sunt foarte mulți oameni care s-au înscris online, sunt foarte mulți care ne-au sunat și vor să facă parte din echipa Pro-România și asta nu face decât să ne bucure și să ne întărească, să lucrăm mult mai mult, pentru că din ce în ce vedem cum oamenii vin spre noi și mă refer la oameni, să știți că sunt inclusiv oameni care n-au făcut niciodată politică, niciodată n-au făcut politică, sunt oameni care au experiență profesională, dar sunt și foarte mulți colegi, chiar și din PSD, deputați și care ocupă anumite funcții, care își doresc să facă parte din această echipă, numai că în această perioadă ei nu se poate să activeze pe față cu noi, pentru că își pierd anumite funcții care le țin în momentul de față. În ciuda valului de pretendenți, cei care se ocupă de frâiele noi organizații anunță că vor face și o selecție. De la Gorj n-am luat legătura cu nicio persoană. Eu personal n-am sunat nicio persoană pe care să încerc să-i conving să intre în Pro-România, dar am fost sunat de foarte multe persoane care își doresc. Numai că noi vom face o selecție mai amănunțită la persoanele care vor fi primite în Pro-România. Vă spunea și domnul Victor Ponta atunci când a fost prezent la Gorj. Nu încercăm să facem un mini-PSD. Încercăm în primă fază persoane care n-au mai făcut niciodată politică, din anumite motive, că n-au avut loc sau că n-au avut timp sau că au ocupat anumite funcții care nu le permitea acest lucru, după care vom vedea la momentul respectiv și persoane care au mai făcut politică să vină alături de noi. Dar eu personal n-am vorbit cu nimeni sau n-am încercat să conving pe nimeni, dar sunt și primari care m-au felicitat, care mi-au urat succes și au spus că pe viitor s-ar putea să se alăture proiectului Pro-România. Dar nu o să vă dau nume pentru că știți foarte bine, nu vreau să le fac rău. Pro-România a fost înființat de Sorin Câmpeanu. Încă nu au fost definitivate documentele pentru a putea fi semnate și adeziunile. 8 parlamentari din România au decis să se alăture noului proiect, printre ei deputații de Gorj, Victor Ponta și Alin Văcaru.